Bună dimineața, dragii mei! Reiau, începând de astăzi, seria de clipuri Mesele Săptămânii. Imediat după ce m-am trezit, am băut un pahar cu apă în care am pus o linguriță de zeamă de lămâie, însă nu am filmat acea parte, nu e foarte interesantă. Iar acum o să-mi beau ceaiul, nu s-a schimbat nimic, ador să beau ceai dimineața pe stomacul gol. Acesta este un ceai digestiv, de obicei cumpăr cam orice găsesc în supermarket cu condiția să fie ceaiuri de plante și nu de fructe, pentru că acelea nu-mi plac. Și mai am aici o banană. De la o vreme îmi impun cumva să mănânc și un fruct dimineața, pentru că vreau să am fructe în alimentația mea, însă mie fructele nu prea îmi plac și singurul moment al zilei în care le agreez oarecum e dimineața. La micul dejun voi mânca o felie de pâine cu unt de arahide și dulceață de vișine. Recunosc că de obicei mănânc mai mult, mănânc două asemenea felii, dar am întârziat mult cu micul dejun. Și Amelia. Am întârziat mult cu micul dejun și în scurt timp vom lua prânzul, așa că mă limitez la o felie de pâine. Untul de arahide e acesta cumpărat din Lidl, e varianta fină, iar dulceața e făcută în casă. La gustare voi mânca câteva foietaje de astea cu glazură de caise. Sunt cumpărate din Lidl, din săptămâna gastronomică italiană. Salut! În primul rând îmi cer scuze pentru zgomot. Amelia se joacă la telefon și nu reușesc să o convins să dea mai încet. Astăzi voi mânca salată orientală. E o salată orientală de post, deci nu conține ou. Multă salată verde în jur. Așa îmi place să mănânc salata orientală. Măsline am pus de două feluri, și verzi și negre. Bineînțeles, condimentată cu sare, piper și ceapă, pentru că astăzi nu voi ieși în oraș. Yes! Ce mai pus? Gogoșari, puțină ceapă verde și deasupra vedeți un pic de muștar. Dintotdeauna mi-a plăcut să mănânc cartofi fierți sau copți cu muștar. Mi se pare că le dă un gust atât de bun și cred că asta e tot. Și să mănânc o lipie din aceea de la Mission, pe care am copt-o puțin. Ia asta să vă și arăt. Uitați, aceasta. Doar că, mă rog, am mai pus-o eu într-o pungă. Astăzi am cam același meniu de ieri, ceaiul identic, acesta digestiv, pe el veți tot vedea până se termină. Și din nou o banană, pentru că e singurul fruct pe care îl am în casă acum. La micul dejun am o felie de pâine unsă cu o cremă de brânză cu verdețuri. Acestea sunt niște rușioare marinate, sunt cumpărate la vrac din Kaufland. Iar acestea măsline, în acelea stafidite, tot la vrac din Kaufland, le-am cumpărat. Și pentru că astăzi rămân în casă, nu voi ieși deloc pentru că am multă treabă, am și de editat, am și de făcut curat, o să mănânc și niște ceapă. Știți că îmi place mult ceapa, dar sigur nu mănânc dacă urmează să ies în oraș. La prânz mănânc ciorbiță de legume, iar aici am un sandwich cu brânză, e vorba de brânzică din această rasă și am pus și câteva bucățele de ardei iute, iar după ce am ansamblat sandwichul, l-am pus într-o tigăiță în care am adăugat doar o picătură de ulei, l-am întors de pe parte pe alta să se rumenească ușor, iar apoi l-am lăsat un pic cu capacul pus la acea tigăiță pentru a se muia brânzica din mijloc. La gustare voi mânca niște feliuțe de măr din acestea glazurate cu ciocolată. Sunt cumpărate din D&M și arată cam așa. Interesant. În această seară vom mânca paste. Acestea sunt niște tagliatele proaspete cumpărate din Lidl. Și am făcut aici un sos alb. Nu e nici sos Alfredo, nu e nici carbonara, rețeta originală. E un sos cu mai multe tipuri de brânză, la care eu am adăugat niște cubulețe de bacon, am pus și ceapă roșie, așa, pe gustul meu. Apoi am și decorat cu câteva bucățele de bacon, pătrunjel și mai e pe aici ardei iute
verde, pentru că îmi place foarte mult. Iar aceasta e o salată care, săraca, nu arată deloc bine, dar asta din cauza că am folosit oțet balsamic, acela închis la culoare. Nu e pălită salata, e din cauza oțetului, arată așa. Dar e bunicică, am folosit ceapă roșie, ardei gras și, ce se vede, salata verde. Și asta e tot. Și încă o gustărică pe ziua de azi, câteva bucăți de foitaj din acesta cu glazură de caise, pe care l-ați văzut și ieri. Meniul de astăzi este identic cu cel de ieri, am din nou un ceai din acesta digestiv, pe el îl veți tot vedea până se termină, și din nou o banană, pentru că e singurul fruct pe care îl avem în casă acum. Și ameliuța. Acesta e micul meu dejun, copios astăzi, pentru că am destul de multă treabă în oraș, nu cred că voi mânca prânzul la timp. Acestea sunt două felii de pâine prăjită, unse cu cremă de brânză, apoi am pus câte o feliuță de somon afumat, iar deasupra puțin mărar, din păcate congelat pentru că nu am proaspăt, și feliuțe de ardei gras roșu. Acesta vă jur că nu e prânzul de ieri, dar arată la fel, pentru că mai aveam niște ciorbițe de legume, aceea de post. E ultima porțioară rămasă, de asta am pus un pic mai mult, e plin castronelul, pentru că am pus să spăl cratița, n-avea sens să mai las o picătură în ea. Iar acesta e din nou un sandwich din acela cu cașcaval ras la mijloc și cu bucățele de ardei iute. Și mai am apă și atât. Asta e prânzul. De obicei, la scurt timp după prânz, mi se face poftă de ceva dulce, așa cum se întâmplă acum. O să mănânc niște tablete de orez cu ciocolată cu lapte. De fapt, un orez expandat cu ciocolată cu lapte, arată așa. Și e foarte bun. Bună seara! La ultima masă a zilei mănânc, era spun mâncăm, mănânc un fel de mâncare, cred că e chinezesc, o combinație de tofu cu multe legume, ceapă, ciuperci, am pus ardei, praz, mă rog, era o rețetă pe undeva, și diverse condimente chinezești, precum și orez. Deasupra am adăugat porumb și ardei iute roșu, pentru că îmi place să mănânc picant, și mai aveam o singură, nu știu cum se numesc, astea sunt ca niște pâinici așa uscate, și încă o gustărică cu ce-a mai rămas, câteva, două mai exact, foitaje din acestea cu caise și chips de mere glazurat cu ciocolată. Bună dimineața! Astăzi din nou am ceaiul, același din zilele precedente, nu vă mai arăt cutia, iar aici am o portocală, s-a rupt așa urât pentru că e din aceea bună și dulce și fragedă. Micul dejun constă într-un sandwich făcut la grill, conține cremă tartinabilă din aceasta bio din DM, ca să înțelegeți un pic, e ca un pate țărănesc, dar e vegan, nu conține niciun ingredient de origine animală, conține foarte multe legume și condimente provenite din cultură ecologică, și am mai pus niște porumb, iar aici am legume, roșii și ceapă. Ceapă pentru că astăzi nu ies din casă. Am adăugat peste doar puțină sare pentru că acest pate e destul de sărat, și ulei de măsline, e acesta din Lidl, foarte, foarte bun și un preț acceptabil comparativ cu alte variante din hipermarketuri. Și mă uit la filmul Divorț. La prânz mănânc ciorbiță de pui, arată așa, asta nu e grăsime, este iaurt, pentru că nu am smântână și folosesc iaurt când se întâmplă așa. Pâiniță, ardei iute verde și apă. Am uitat să filmez, am mai mâncat acest... Am uitat să filmez mai devreme când am mâncat o tabletă din aceasta de orez expandat cu ciocolată, pentru că mai erau 3 și le-am împărțit între noi și gata, s-a terminat pachetelul. La ultima masă a zilei voi mânca orez, acesta e un mix de orez alb cu orez sălbatic, piept de pui pane în crustă de susan și puțin sos picant am pus eu aici pentru că îmi place mâncarea picantă, iar aici am niște acrituri castraveciori și roșioară.
Am aici, bineînțeles, ceiuțul de dimineață și pe post de fruct o să beau acest suc de mere, portocale, mango și fructul pasiunii, care conține și semințe de chia. Nu are zahăr adăugat, doar zahărurile din fructe. Astăzi este 9 martie, după cum știți, se mănâncă mucenici, așa că am și eu aici o jumătate, e făcut în casa acesta și mai am un pahar cu lapte de soia de la Alpro. E destul de plin pentru că atât mai era în cutie și am vrut să-l termin, să nu mai rămân. La prânz mănânc ciorbiță, ca aceea de ieri este, de asemenea ardei iute verde, tot ca cel de ieri, și mai am apă. O să mănânc fără pâine pentru că nu mi-e foarte foame și prefer să mănânc goală. Și Ameliuța, pa, pa, și Sofiuța. A venit cel mai așteptat moment al zilei, cel al gustării. Suntem cu toții acasă și aș vrea să încercăm aceste bombonele de ciocolată cu aromă de cheesecake și încă ceva. Această bombonică are aromă de dulce de lece, aceasta de căpșuni și aceasta de chocolate fudge și Amelia mă strigă. Bombonelele arată așa și vă arăt imediat și pe Amelia, da mama? Ce s-a întâmplat? Cu o șosetă. Și acum ultima masă a zilei. Dacă mă urmăriți de ceva timp, dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, știți că îmi plac foarte mult uscăturile, așa că veți vedea frecvent mese de acest fel. Mi-am făcut aici o salată. Aici sunt dovlecei pane, salată de vinete și câteva măsline și pâinea, bineînțeles, cu care voi mânca. Cred că o să mănânce și Florin de aici, nu știu exact ce cantități voi mânca eu, dar cam în asta constă cina din această seară și e, și dovlecei și vinetele sunt făcute în casă și sunt de post. Da, trebuie să vă spun că avem în casă acest lichior de cafea, de fapt sunt două, e o sticlă, după cum vedeți, împărțită în două lichiori de cafea și aici o băutură pe bază de frișcă, de lapte, care vine așa deasupra, în pahar, se așează ea într-un fel și nici nu mai știu, a rămas de la sărbători, de la mama, mama ne-a dat-o, a rămas de la sărbători, ea nu vroia să o bea și ne-a dat-o nouă, mă rog. Și fiind în frigider și fiind foarte dulce și bună, din când în când îmi pun în pahar de asta. Da, și am zis că dacă fac clipuri cu mesele săptămânii, trebuie să vă menționez și acest lucru, că da, e oricum, în afară de bere, e singura băutură alcoolică pe care o avem în casă. Ca de obicei dimineața eu încep cu niște lichide după ce am băut apă cu lămâie, o să beau ceai, e tot acesta digestiv, nu mai am multe pliculețe, se va termina în curând. Iar acesta este un smoothie din mai multe fructe roșii, căpșuni, cireșe, ce am mai pus, măr roșu și o banană. A, și puțină sfeclă roșie. La micul dejun astăzi voi mânca cereale Lizzy's, sunt acestea cu nuci pican și am adăugat lapte de soia de la Alpro. La prânz astăzi avem în meniu sărmăluțe de post, abia aștept să mănânc și aș fi mâncat cu mămăliguță, bineînțeles, doar că nu am mălai. Aș fi mâncat cu pâine, desigur, doar că nu am nici pâine și în final mănânc cu o foaie din aceasta de tortilla de la Mission, nu știu cum se citește, nici nu știu din ce țară sunt foile astea, cu ovăz și grâu spelta. A, și bineînțeles, ardeiul iute, nelipsit de la mesele mele. Prima gustare a zilei constă în 3 bomboane de ciocolată din acestea cu cheesecake și un pișcoțel de ăsta pentru că era ultimul pe care îl mai avea în pachetel. Astăzi suntem la restaurant și o să mănânc niște bruschete cu roșii și niște clătite umplute cu vinete și ciuperci, sunt de post. Bună dimineața, din nou ceaiul și de data aceasta am un smoothie, dar pe acesta nu l-am făcut în casă, este cumpărat din Lidl. În general eu fac în casă smoothie-urile, dar l-am găsit redus și e un smoothie foarte bun, l-am mai cumpărat. Conține așa, mere, mango, portocale, banană și piure de dovleac. La micul dejun o să mănânc o gogoașă cu gemă, aceasta este de post. Mai am câteva boabe de strugure pentru că au rămas de aseară de la fete și un pahar cu lapte de soia din acesta Alpro.
Și astăzi la prânz voi mânca sărmăluțe de post. Deja sunt pe terminate, mâine nu o să mai mănânc sărmăluțe de post. Pâiniță și apă. La gustare voi mânca acest baton Risis cu cremă de unt de arahide. E un baton hipercaloric, dar pe care îl iubesc. Eu nu prea sunt adepta acestor ciocolățele gen Snickers, Mars, Bounty. Mi se par prea concentrate și așa este. Însă acesta, având unt de arahide, e și un pic sărat. Și combinația asta de dulce și sărat îmi place enorm. Astăzi la cină mâncăm salată de ton. Aceasta e făcută cu orez. Ca să fiu sinceră, am decis să mâncăm salată de ton în seara asta pentru că aveam orezul pe care nu știam cum să-l folosesc, e din acela pentru salate, e uscățel așa și nu merge altfel. Deci, e orez amestecat cu ton în ulei de măsline, salată verde și puțină ceapă și, bineînțeles, condimente, sare, piper și zeamă de lămâie. Iar aici am ornat cu câteva feliuțe de roșii uscate la soare și mi-am dat seama înainte de a filma că o să mănânc cu ceva și nu pregătisem. O să mănânc, să știți, cu o foaie de asta de tortilla, dar n-am mai desfăcut-o, aceasta conține semințe. Pentru că în această noapte voi rămâne să editez un clip, vreau să beau niște cappuccino. Eu nu sunt o băutoare de cafea și de obicei dacă beau un cappuccino deja se simte și mă înviorează și mă face să rezist câteva ore cât am eu treabă să editez.